Să vedem exact ce au votat oamenii până la urmă. Că tot la asta se rezumă tot. Florina. Ai 650% să părăsești competiția, 650% să rămâi. Sau ai avut șanse. Acum vom vedea ce spune... Eu sunt foarte sigură că o să... De ce? Nu știu, am o presimțire. Ai o presimțire? Pe de altă parte, dacă ești atât de sigură, de ce nu spui anumite lucruri pe care poate nu le-ai spus în emisiune și poate, dacă tu ești sigură că ești, de aceea n-ai convins lumea că merit să rămâi. Oamenilor nu le plac răspunsuri de genul nu comentez. Nu, oamenilor le plac oamenii care vorbesc. Prefer să țin pentru mine. Eu însă nu prefer să țin pentru mine, ci prefer să vă spun și dumneavoastră care este rezultatul votului din această după-amiază în privința Florinei. S-a votat într-o proporție de 69,7, 30,3. Aceasta este împărțirea voturilor pentru cele două variante. Să rămână, să plece, vedem imediat. Aproape 70%, 69,7% au decis. Aproape 70% dintre cei care au votat au decis ca în această după-amiază concurenta cu numele Florina să părăsească acest concurs. Îmi pare rău, dar pe de altă parte, Florina, depinde doar de voi ce anume oferiți publicul. Poate s-o fi săturat și el de aceleași discuții. Nu comentez, nu mi-aduc aminte, nu vreau să spun. S-au de vorbit în șoaptă. S-au de vorbit în șoaptă. Laura, o să-mi fie tot să vorbim în șoaptă. Mie pare rău că n-ai ieșit așa cum ți-ai dorit tu, dar sper să-ți fie mult mai bine afară și să ai alte șanse în a forma cuplul, să fii fericit alături de cine dorești. Bun, asta este. Mergem mai departe. Iată că din acest moment suntem cu unul mai puțin. Florina, te voi invita să mergi în afara platoului. Competiția ia sfârșit pentru tine. Vom rămâne într-o formulă mai restrânsă și uite, așa se vor îndesi și mai tare spațiile libere de pe canapele. Și încă suntem mulți față de câți vor rămâne în marea finală. Asta este competiția, tocmai de aceea, dacă vreți, vă spun că în mare parte votul publicului este dat de conduita voastră aici în emisiune. Și de cât de mult vă doriți să treceți prin ea.